Colegiul medicilor din județul Gorj reacționează după ce medicul Gheorghe Neață a fost blamat în spațiul public în baza acuzațiilor aduse de procurori pentru luare de mită. Printr-un comunicat de presă, organizația profesională consideră nedreaptă eticheta de șpăgari, termen folosit pe rețelele de socializare de foști pacienți. Colegiul medicilor din județul Gorj este organizația profesională care reprezintă toți medicii cu drept de practică din Gorj. Și aici vorbim de toți medicii care timp de un an și jumătate au dus greul unei pandemii indiferent de locul de muncă, cabinet, medicină de familie, ambulatoriu sau spital. Despre acuzațiile care se aduc domnului dr. Neață Gheorghe, Colegiul Medicilor din județul Gorj face precizarea că este o anchetă penală în curs și numai justiția poate să se pronunțe în acest caz, considerând nefiresc catalogarea unei întregi categorii profesionale drept șpăgari sau folosirea acestei ocazii de către oricine pentru accentuarea faliei ce pare să despartă categoria medicilor de cea a pacienților. Se arată în comunicarea oficială. Tribunalul Gorj a decis vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gheorghe Neață, acuzat de comiterea a 13 infracțiuni de luare de mită.